Iubită familie îndoliată, iubiți frați și surori, stimați oaspeței Casei Domnului la această slujbă de priveghere, suntem în locul acesta și continuăm să ne rugăm ca prin prezența noastră și prin rugăciunile pe care le înalțăm în Duhul nostru, Dumnezeu să mângâie această familie. Amen. Totodată, slujbele de priveg ne aduc aminte că toți suntem trecători și mai devreme sau mai târziu vom fi ca cei care au plecat. Ca atare, fiecare dintre noi ne facem evaluări și de aceea este mai bine să te duci într-o casă de jale, pentru că acolo îți aduce aminte că există o finalitate a acestei lumi. Și după momentul respectiv, spune Scriptura că Dumnezeu a rânduit pentru toți oamenii să moară, iar după aceea vine judecata sau evaluarea. Și evaluarea nu o face un prieten de-al nostru, nu o face cineva din neamul nostru care ne cunoaște pe nim, pe, pe fiecare și spune, bă, ăsta e de nostru, are aceleași înclinații, ci ne-o ne face Dumnezeu și ne-o face în funcție de cel ce El ne-a revelat sau ne-a descoperit în Scriptură că trebuie să împlinim în prezența Lui. Am mai fost la dumneavoastră la slujbe de privechi sau de mormântare, am mai discutat câteva gânduri din textul care s-a citit în seara aceasta. Eu aveam pregătit un alt mesaj, dar pentru că am văzut că Duhul Domnului duce lucrurile în direcția aceasta, o să iau din viața lui Ezechia câteva gânduri pentru noi și pentru învățătura noastră, atât a celor din familie, cât și a Bisericii Domnului. Și aș vrea să vă spun că Ezechia a fost un împărat bun. Ne spune Sfânta Scriptură, în 2 Împărați, capitolul 18, cu versetul 2, începând în felul următor. Avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abi, fata lui Zaharia. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului. În tocmai cum, fuse, cum făcuse tatăl său David, a îndepărtat înălțimile, a sfărmat stelpii idolești, a tăiat arstarteile, a sfărmat în bucăt șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui. Îl numeau Nehuștani. El și-a pus încrederea în Domnul, Dumnezeul lui Israel. Și din toți împărații lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. El s-a lipit de Domnul și nu s-a abătut de la el. A păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise, Domnul. Și Domnul a fost cu Ezechia, care a izbutit în tot ce a făcut. Amin. Acesta a fost Ezechia. La vârsta de 25 de ani. Am stat și noi și ne-am gândit un copil, un tinerel. Mă uit la când eram și eu la vârsta de 30 ceva de ani, frații bătrâni spuneau, dar ce să ne învețe copilul ăsta? Avea 40 de ani câteodată cineva și avea copii la rândul lui și tot copil era, din punctul de vedere. Uite-l pe Ezechi ajunge la 25 de ani împărat. Și în loc să spună, domnule, lasă prind la putere, să văd cine e în guvern. Cine stabilește regulile aici, care e mafia care lucrează în zonă, ce anume, mă dau prieten, dacă vreau să fac o, o reformă, dacă vreau să fac o revoluție spirituală, dacă vreau să fac o schimbare și schimbările cereau. Pentru că nu uitați, Israel a fost un popor care se închinau unui singur Dumnezeu. Și ceea ce a sfărmat aici, Ezechia, erau zei mai multor popoare, în mod special a cananiților, Bali, Arstateile, nu erau a Gândiți-vă cu cât greu s au introdus zeitățile astea în Israel. Totdeauna când în spate și se introduce o zeitate sau o învățătură nouă, e vorba de oameni cu bani, e vorba cu relații, oameni cu putere, cu influență. Și toți ăștia și-au făcut treaba până atunci. Au introdus în Israel la starte, au introdus bal, au introdus o închinare idolatră și iată la 25 de ani apare Ezechia, un tânăr care începe reformă. Începe, se bazează doar pe Domnul și începe. Și atenție ce spune Sfânta Scriptură. A îndepărtat înălțimile. A sfărâmat stâlpii idolești. A tăiat astarteile. Și a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise. Acum, din punctul de vedere al unor evrei patrioți, spunea, domnule, îndepărtat înălțimile astea nu le aveam noi. Că a tăiat stâlpii, astarteile astea nu erau mastre că a îndepărtat altarele păgâne. Din nou nu era noastră, dar nehuștania noastră. Și arpele de aramă l-au făcut Moise. Și tot ce e așa din mâna lui Moise, îi de la Domnul. Ca atar este a nostru. Pentru ce l-ai sfărmat în bucăți? Spune Biblia că copiii lui Israel nu-l țineau la muzeu și îi aduceau acum tămâie și se închinau înaintea lui. Și aici e o învățătură bună. Sunt lucruri care altădată ne aduc vindecare. Sunt lucruri care ne aduc binecuvântare. Sunt lucruri făcute la porunca Domnului, dar care în timp devin idoli. Care în timp ajungem să ne închinăm la ele. Efectiv, nu le mai putem schimba. Le aducem o formă de fum, de tămâie și le păstrăm că sunt noastre. De ele, de fapt, ne încurcă în închinarea pe care trebuie să o aducem înaintea Domnului. Și aici trebuie să fim foarte atenți la foarte multe lucruri care au fost bune altădată, care au fost, dar care la momentul actual blochează de foarte multe ori accesul nostru. V-ați vorbi de câteva lucruri de asta, nu-i nu subiectul pe seara asta. Dar, Ezechia a făcut reforma asta. Chit că erau supărați ăștia, o termina din punctul ăsta de vedere. La 25 de ani, o durat ceva timpul acesta. Spune Scriptura că la vârsta de 39 de ani, vine unul dintre cei mai puternici împărați și una dintre cele mai puternice împărății ale vremii, și anume împăratul Asiriei. Ei au fost numiți lei neîmblânziți. Le plăcea ca să ceară popoarelor sau cetăților să se supună. Ca atare groaza mergea înaintea lor. Dacă o cetate își permitea să spună, rezistăm, avem aliați, poate ne ajută cineva, poate avem strategi, intrau în cetate, cucereau tot, lăsau piramide de capete, jupuiau pe oameni de vii, scoteau ochii la copii și îi lăsau să orbecă, așa, sute, și toți care auzeau, vin asirienii. Păi de cât să ne facă ce le-au făcut la ăia, ne predăm din prima. Le plătim tribut. Efectiv, nu ne punem cu ei. Ăștia, uite cum îi se. ei. Au fost numiți lei neîmblânziți a antichității. Și tocmai împărații ăștia vin acum împotriva lui Ezechia la 39 de ani. Îl împresoară și în vremea aceea când tot poporul său a uitat la împăratul ăsta credincios, pocăit. Împăratul ăsta băiat bun, pe care Dumnezeu a fost cu el până acum, Dintr-o dată Ezechia se îmbolnăvește de o boală terminală, care se manifesta prin niște bube, prin niște pustule. Apăreau pe el. Toți știau că odată ce apare boala aceea, nu mai apare vreo vindecare, scapă 1%, știau că 100% toți mor. De aceea ne spune Scriptura mai târziu, tot din Isaia aici, dumneavoastră, fratele, o citit pasajul biblic de aici, eu o să vă citesc ceva din Isaia 39, cu 1. În același timp, Merodrag Baladam, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, pentru că aflase de boala și normal era de priveghiul lui, sau din mormântarea lui, nu, aflase și de pentru că de boala aia nu se însănătoșa nimeni, de-aia vin ăștia cu sacoșă și cu darul. De-aia bat ăștia drumul tocmai din Babilon. Pentru că toți care se îmbolnăveau de boala aceea și le apărea buba aceea, ăia mureau, domnule, nu scăpau. De-aia era o boală de moarte. Dar dintr-o dată află că unul un împărat, Ezechia, domnule, de cum, necum, de boala aceea s-a vindecat. Și atunci ăștia trimit emisari, trimit oameni, că aflase de boală și de să vreau leacul. și venit la Ezechia să află leacul. Numai asta nu l au aflat. Dar ei veni să se afle lucrul ăsta. Ei, imaginați-vă acum ce era în Israel. Împăratul ăsta bun care făcuse reformă, înconjurați de cea mai puternică armată și crudă armată, care făceau mișto din închinarea lor, care făceau mișto din tehnicile lor, care efectiv nici nu se uitau, spuneau, pe cine vă puneți voi în credere? Noi am cucerit pe toți, noi am terminat pe toți. Și dintr-o dată toți ochii erau spre Ezechia, ăsta se îmbolnăvește acum de boala aceea terminală. I apare buba aceea și este o boală de moarte. Tot știau că urmează să moară. Și parcă nu era suficient. Isaia, fiul lui Amoț, vine din partea Domnului, intră la împărat și îi spune următoarele cuvinte. Ezechia, puneți casa în rânduială, că vei muri și ca să nu mai traduci tu cine știe cum și nu vei mai trăi, punct așa cum am mai spus altă dată, ne-am fi așteptat și de foarte multe ori i-am trimit pe proroci, pe păstori, la niște școli de psihologie. Păi, dar tu așa vorbești, dar dacă ăsta moare înainte, faci atac de cor, de cum îi spui tu. Tu vii din partea lui, dar mai diluiază -o și tu, mai, mai îndulcește -o și tu, spune-i, ai să mori acum, mai mai târziu. Isaia, vină și învață puțin, mai. Dar cum vii așa, chiar, chiar dacă vorbești Dumnezeu așa, traduce și tu mai, mai, cu un corespondentul mentalității zilului noastre de azi. Nu, nu. Isaia spune, eu sunt doar un poștaș. Eu sunt doar un mesager. Eu n-am voie să umblu să modific scrisoarea. Eu n-am voie să îndulcesc scrisoarea. Eu n-am voie să transmit altceva decât ceea ce Dumnezeu mi-a transmis. Ca atare, puneți cansa rânduială că vei muri și nu vei mai trăi. Cum? Și Ezechia pleacă. Ezechia pleacă. Isaia pleacă. Ezechia în timpul ăsta când vede că Isaia se duce, spune Scriptura, se întoarce cu fața la perete, începe să plângă și înalță Domnului o rugăciune. N-ajunge Isaia să iasă din curtea Palatului Regal când Duhul Domnului îi spune, întoarce-te înapoi, căci am auzit rugăciunea lui Ezechia și am văzut lacrimile lui. Întoarce-te și spune îi mai dau bonus 15 ani de zile și îi mai dau și un semn ca să poată pricepe ca anii ăștia îi are. Se întoarce Isaia înapoi și îi spune, Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea, ți-a văzut lacrimile mai 15 ani. Și Isaia spune, puneți o turtă de stafide peste buba respectivă. Și spune Scriptura, Ezechia s-a vindecat, slăvit să fie Domnul. E foarte interesant în istoria aceasta și în etapele vieții lui Ezechia, câteva lucruri foarte importante. Ezechie era împărat. Ezechiel era un om bun. Și uite că unui om bun îi se pot întâmpla probleme destul de grele. Se poate îmbolnăvi de o boală terminală. La câte o făcut Ezechia pentru Domnul, la ce reformă o făcut, te-ai fi așteptat că ăsta să fie ultimul om care se îmbolnăvește. Restul mor pe lângă el din numai numai, de asta nu poate muri Domnul, de asta nu se poate îmbolnăvi. De ce? Pentru că e un pocăit, e un om credincios. Nu. Planul lui Dumnezeu este altul. De aceea nu trebuie să judecăm lucrurile înainte de vreme. De aceea nu trebuie să judecăm dacă cineva se îmbolnăvește sau nu are un accident, să-i punem neapărat acolo, neapărat un păcat ascuns, pe care noi nu știm, dar Dumnezeu știe. Nu! Uitați la oameni buni, la oameni credincioși, li se poate întâmpla lucruri de genul acesta, pentru că în suveranitatea lui Dumnezeu, Dumnezeu ia în calcul, nu numai pocăința de până acum, ci și dacă îi dă Dumnezeu 15 ani, va onora numele Domnului? Aia se întreabă. Nimeni nu știa, nici să nu știa. Nici noi nu știam. Dar istoria ne arată că în aia 15 ani Ezechia n-a onorat numele Domnului. El la 39 de ani, când a stabilit Dumnezeu de boala aceea terminală, dacă muria, avea răsplătiri deosebite. Însă a mai trăit 15 ani ca să dovedească celor ce citesc istoria lui că Dumnezeu face toate lucrurile bune și frumoase la Vremea lor, chiar dacă pentru noi e durere, chiar dacă pentru noi e de neînțeles, istoria lui Ezechia, tocmai asta ne spune. Dacă Ezechia ar fi murit la 39 de ani, ar fi avut în o mormântoare grandioasă a unui împărat bun, niște amintiri plăcute și răsplătiri care puteau fi puse în dreptul lui Ezechia, pe care din nefericire cele 15 ani care au urmat au stricat din frumusețe de până la 39 de ani. Însă seara aceasta aș vrea să vă vorbesc ceva despre... Ce îl interesează pe Dumnezeu la moartea noastră? Foarte mulți dintre noi suntem gata și eu am întâlnit situații când oamenii și-au dat seama că sunt de plecat și și-au programat anumite lucruri. Am întâlnit oameni care au programat și predicatorii la mormântarea lor. Am întâlnit oameni care au vorbit cu ce costum să-i îmbrace, ce slujbă să aibă, pe cine să cheme, amănunte de un fel sau de altul. Însă toate lucrurile acestea se sting. E foarte important pentru noi cam cum vede Dumnezeu o mormântare sau plecarea cuiva. Ce e important în ochii lui Dumnezeu. În multe comunități se întreabă câte coroane au avut, câți predicatori sau preoți au fost, dacă o cântat corul sau nu o cântat, se întreabă la momentul respectiv dacă o plâns cei din familie sau nu, chiar de foarte multe ori e de urmărit dacă o plâns sau nu, dacă l-o sărutată înainte de a-l da în groapă sau nu și alte multe lucruri care contează enorm în ochii noștri. Pe noi ne interesează acum cam cum vede Dumnezeu o slujbă de genul ăsta ce e important în ochii lui Dumnezeu, pentru că pentru asta trebuie să ne pregătim. Primul lucru pe care îl văd aici, că îi pasă lui Dumnezeu și îl interesează, este cum lași lucrurile după tine. de spune lui Ezechia, puneți casa în... Păi locul lui Ezechia, fiecare dintre noi îmi spune, Doamne, dar nu e suficient că eu plec la 39 de ani? Chiar mă mai interesează minci și face nevastă Chiar mă mai interesează copiii mei? Chiar mă mai interesează? au bani la dispoziție, au tot ce trebuie. trebuie trăiesc în primul rând. Eu mor ca atare, tot eu trebuie să rezolv problemele? Tu trebuie să le rezolvi. Că lui Dumnezeu îi pasă cum rămân lucrurile după tine. E foarte important cum rămân lucrurile în relațiile pe care le ai cu ceilalți. Pentru că lui Dumnezeu îi pasă de lucrul acesta. Sunt foarte multe familii care trăiesc așa într-un conflict mocnit câteodată. Nu ne certăm cu cei care vin din Statele Unite sau din Australia. Vin și știm că se duc înapoi. Dar cu cei din casă, vecinii, prieteni, rudele, cei de aproape, cei din adunare, avem ocazia să avem divergențe. Avem opinii diferite, avem discuții, sau folosim termenul biblic, avem un viu schimb de cuvinte pe diferite teme, chiar biblice, cu răpirea Domnului, cu anumite slujbe și anumite lucrări care au loc cu interpretarea profețiilor și o grămadă de lucruri pe care putem avea aici. Și de foarte multe ori mergem mai departe. Cu toate că Duhul Sfânt ne învață să fim temperați, cu toate că Duhul Sfânt ne învață să respectăm și opinia altuia, cu toate că Duhul Sfânt ne spune că nu cunoaștem totul și o parte din cunoștința mea e la celălalt și El o poate spune doar dacă eu sunt calm și-L ascult, cu toate că ne învață de foarte multe ori avem convingerea că numai cum spunem noi e drept, că numai cum spunem noi e adevărat. Și din punctul ăsta de vedere trebuie să învățăm și câteodată dacă nu învățăm apar conflicte dacă întâlnim pe unul ca noi. Eu nu ca noi, tot la fel de convins. Și când ne întâlnim, apar anumite conflicte. Acum, că apar conflicte și diferențe, mă pun la studiu, se pune la studiu, ne mai întâlnim odată, mai discutăm din Biblie, problema este câteodată ne împietrim în noi înșine. Și apar anumite situații tensionate între oameni apropiați, chiar din aceeași familie, chiar de aceeași concepții. de foarte multe ori cu. A, în vechime de prietenie. Apar lucrurile acestea. Știți când se rezolvă astea? Când se aude celălalt, băi, tu știi că ăla a fost diagnosticat cu o bubă ca lui Ezechia? Tu știi de asta? Dar nu am știut. Păi da, nu mai contează acum când e răpirea? Nu mai contează cum se face lucrarea aia? Nu, mă, nu, 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 Acum trebuie să rezolvăm repede problemele. Oare trebuie să vină neapărat buba pe care o avea Ezechia pentru a lăsa lucrurile să mergem să rezolvăm? Pentru că lui Dumnezeu îi pasă cum rămân lucrurile după noi. Îi pasă relațiile noastre pe care le avem, cu soția, cu soțul, cu copiii noștri, cu cumnații noștri, cu cei de aproape. Ne-a pus Dumnezeu undeva. Ne-a așezat într-un loc anume. Bineînțeles că fiecare dintre noi apreciem bisericile pe care le vedem pe internet. Tare bune am fi noi dacă am fi în biserica lui fratele cu tare din America sau din nu știu unde. Dar Dumnezeu nu m-a așezat în America. Dumnezeu m-a așezat aici. Și eu aici trebuie să trăiesc pocăința. Doamne ajută! Dacă dorea să fiu în America, acolo eram. Dacă dorea să-l am păstor picutare, acolo eram. Dar Dumnezeu m-a așezat. Știți că te duci la ea în America și discuți, ei se uită online la Botoșani, la Betel și spun, dacă aș fi la Betel, cred că aș fi la al pe eu pocăința. Zici el de acolo. Nu-i mulțumit de ce acolo, nu-i mulțumit de păstorul, nu-i mulțumit de, de America, nu-i mulțumit de cutare, dar ar vrea să fie aici. Ăștia nici boș spun că acolo, ăia de acolo vin să Alegi aici, frații mei, Dumnezeu te-a așezat într-un anumit loc, ca în locul acela să fii lumină, Doamne ajută! Amen. Și știi foarte bine unde cunoaște foarte bine ce poți face și ce nu poți face. Ai pace cu cei din jurul tău? Că cu toți ceilalți cu care te întâlnești rar, ai grijă să păstrezi distanța regulamentară, să fie pace, să fie liniște. Dacă ar trebui să pleci acum, cum rămân relațiile? cu cei din casa ta. Și pentru un credincios e foarte important lucrul ăsta. După unii oameni care studiază Sfânta Scriptură, boala lui Ezechia corespunde cancerului sau bolilor care îți mai dau timp. Pentru că Isaia a venit și a spus, puneți casa rânduială, că mai aveți timp. Atacul de cord și atacul cerebral nu prea îți dau timp să te împaci. Și dacă sunteți atenți, și credincioșii și oameni buni și oameni credincioși și slujitori pot pleca pe aceste cauze. Că nu mai ai timp să-i spui soției, soție, nu m-am purtat bine cu tine, te rog frumos, iartă-mă. Atacul cerebral nu-ți dă timp. Atacul de cord nu-ți dă timp să mai spui, iartă-mă. Pur și simplu, s-a întâmplat și te i dus. Chiar dacă celălalt observă că vrea să spui ceva, nu mai ai energia să spui, ca să trebuia să-l spui când ești în vigoarea, când ești în forța, în vitalitatea vieții. De aceea e important să trăim fiecare moment ca și cum ar fi ultimul. Că putem pleca oricând. Au fost oameni care au plecat din casa Domnului. Și e foarte bine să pleci pregătit. Am întâlnit în schimb credincioși care predicau la un von una și predicau seriozitate și predicau pace și predicau nu te cu fratele tău, dar nimeni nu știa că el are procesă deschisă la tribunal. Nimeni nu știa că el dăduse în judecată ca să își recupere sau să intre în posesie altor, dar el îi învăța pe el, știți unde a murit? Pe treptele tribunalului. Toată lumea întrebată, păi dar ce făcea el acolo, că ăsta era un om apășit. Avea procese. Avea proces acolo. Dar de ce o fi îngăduit Dumnezeu să întâmple chiar lucrul ăsta? Oribiții mei, trebuie să fim foarte atenți că Dumnezeu să de pe tronul lui de domnie și să uită la ipocrizia noastră se uită la modul în care vrem să pozăm și câteodată nu mai așteaptă judecata când ne va judeca, ci chiar în fața contemporanilor noștri ne arată anumite lucruri pe care nu le-am rezolvat. câtă vreme trăim, trăiește în pace cu toți ceilalți, Doamne ajută! Spune Biblia, întrucât atârnă de noi, trăiți în pace cu ceilalți. Nu, nu, totdeauna atârnă de altul, nu, nu, atârnă de noi. Caută să trăiești în pace, caută să respecti părerea celuilalt. Eu i-am încurajat întotdeauna pe frații, de la Dumbrăven și ziceam, măi, tu nu trebuie să ai totdeauna părerea mea. Eu si eu și tu ești tu. Dacă ar fi ca mine doi, ne-am mi plictis să amândoi așa. Eu sunt tot din nu mai trebuie unul ca mine. Tu ești tu. îmbogățești mă cu ceea ce ești tu, măi. Dar eu am o părere diferită. Spune-o, pentru că așa mai capăt și o înțelepciune. Mai văd cum se vede lumea și din ochii altuia. Spune-o, liniștit. Păi de am, al treilea spune, eu am o părere diferită de voi. Spune-o, mai omule, mai. Avem opinii diferite. Hai să vedem care e biblică. Și dacă în anumite lucruri n-am ajuns la aceeași părere încă, spune Biblia, Dumnezeu ne va? asta înseamnă că am răbdare cu tine. Nu-ți bag neonul meu în ochi ca să nu mai vezi trei zile și să vezi exact cum spun eu. Nu, Dumnezeu cum m-a răbdat pe mine, am răbdare să te lumineze și pe tine. Dar până atunci putem cânta la fel? Doamne ajută din toată inima. Putem să ne rugăm la fel? Doamne ajută. Și în felul ăsta înveți. Bun, în timpul ăsta avem păreri diferite, încredințări diferite, dar cântăm la fel, ne rugăm, plângem împreună, ne bucurăm la căsătoria copiilor noștri. La un moment dat, unul dintre noi, ca Ezechia, un bun, un pocăit, se îmbolnăvește de o boală și pleacă. Ne adunăm împreună știind că dincolo de păreri, dincolo de discuțiile pe care le-am văzut, dincolo ne vom revedea slăvit să fie Domnul. Că am lăsat lucrurile în rânduială. l am lăsat în pace. Un alt lucru care e foarte important de lăsat în rânduială și foarte desubliniat ăsta, în domeniul material. A fost o vreme când familiile aveau 10, 11 copii și puțin avere. Puțin avere, puțin pământ. Fiecare copil să drămuia cum putea el. E un timp în care de bine, de rău, s au mai strâns câte ceva. Știți câteodată, pentru că nu se fac lucrurile la vremea lor și la timpul lor, apar niște situații destul de delicate, care nu numai că îngreuiază situația familiei, dar și a bisericilor, și imaginea și lumina, pentru că dacă Dumnezeu a dăruit unor părinți o bucată de pământ, dacă a dăruit o anumită casă, dacă a dăruit anumite lucruri, posesii pe care le au, datoria de a împărți averea nu aparține din urori și gine. Cu toate că ei sunt foarte buni la împărțit averea lui Socursul. Datoria de a împărți averea este datoria părinților. Dar mulți părinți fac în felul următor. Măi, noi am fost oameni pocăiți. Am cântat împreună, ne-am rugat împreună, am postit împreună. Copiii noștri nu o să șerte ei de la avere. Nu o să șerte ei de la grinzi și de la alte, de la garduri și la haturi și așa mai departe. O să fie oameni pocăiți. Așa o să fie copiii noștri. Dar dacă copiii tăi se căsătoresc cu oameni care nu sunt din casa ta. Că nu au cum să se cu cei din casa ta ca atare urorile și jinerii tăi vor fi din alte familii. Și vor fi și nurori și jinerii care spun, băi, vreau să au și eu o grindă de la socrul meu, amintirii. Să am așa, acolo. Să o pun la dosar. Vreau o bucățică de pământ, dacă tot are pământ. Vreau o bucățică și să uită celălalt, măi, cum? Dar la un moment dat trebuie să-i dai dreptate și-l ăsta. Bun, fiecare emite câte o pretenție. Știți că de foarte multe ori, pentru că părinții să spun, lăsați așa până murim noi. Spune Ezechia la un moment dat când vine Isaia, când vin trimișii babilonienilor și îl întreabă Isaia, ce au văzut ăștia la tine? Și că au văzut tot ce am. Și Isaia vine și spune, tot ce au văzut vor veni și vor? Și Ezechia vine și spune, cuvântul Domnului e bun, că și în timpul vieții mele va fi? Adică, domnule, câtă vreme trăiesc eu să rămână lucrurile așa? Că după aceea va fi ce va fi. Asta e problema voastră. Dar câtă vreme trăiesc eu? să rămână lucru. Nu vă certați copii. Chiar dacă n-am împărțit averea, nu vă certați acum. De la mormântarea mea, în schimb, n-am eu treabă cu voi. Eu nu mai, nu mai sunt atunci. Ori, frații mei, este o gândire greșită. de a există textul biblic, puneți casa rânduială. Este de datoria părinților să împartă averea. Sunt copii care au ascultat, sunt copii care nu au cheltuit bani. Eu nu s-au dus, au cheltuit banii, te-au făcut de râs. Când tu împarți averea, Vii și spui, băiete, bucata asta de pământ îi aparține la băiatul ăsta. Nu mi-a făcut nicio problemă. Tu mi-ai cheltuit banii, îți dau și lista cu banii mei. Tu ai doar atât sau n-ai nimic. Și asta o spui și în fața nurorii și în fața ginelui, dar tu trebuie să faci lucrul ăsta. Dacă aveți contestații, veniți că eu trăiesc. Veniți că eu trăiesc, eu prezint. Nu există contestații de cele mai multe ori. Ei, niște bombăneli pe la dos, așa, dar n-au curaj să vină în fața tatălui sau mamei să-i spună, știi care e situația? Băi, eu trăiesc acum. Acum veniți. Știți că mulți frazi de aici, din adunare, la vârsta când ar trebui să facă treaba asta, dar și tac din gură, lasă, câtă vreme trăiesc eu să fie pași și liniște. După aceea, avocații, procurorii, judecătorii știu din noi și se duce și mărturia. După care întrebăm, mai dar de ce nu mai vin vecinii noștri la evangelizare? Dar de ce nu mai vin prietenii noștri? De ce? Pentru că cineva nu și-a făcut treaba. Și acum e rândul nostru, frații mei, să ne facem lucrarea. Doamne ajută! Nu ai ce da, nu da! Dar dacă ai ceva, nu lăsa ca o mingi pe care să o poarte copiii tăi într-o parte Nu crea conflict în casa ta. Rezolvă problemele câtă vreme trăiești. Tranșant, deschis, nu lăsa pe alții să o facă. Nu lăsa profesioniștii care au facultăți în domeniul ăsta să rezolve problema aceea. e de competența ta? Și mai există un aspect care trebuie rămurit aici. Și anume, aveți grijă la cheltuielile pe care le faceți. Pentru că e foarte important să lăsați lucrurile în liniște. Există bărbați care știu să folosească banii. Există doamne care au carieră de foarte multe ori și în domeniul ăsta împrumută bani sau iau bani împrumut, fac anumite investiții și e foarte important de știut dacă ar trebui să pleci acum. Știi cineva de unde să recupere bani? Știi cineva de investițiile tale? Știi cineva de lucrurile astea? Pentru că e foarte ușor de a face anumite lucruri. La câte slujbe de mormântare n-am fost cu oameni foarte capabili din punct de vedere al, al mentalității în domeniul afacerilor. Deci îi dădea un ban știa să-l mulțească foarte rapid. Problema este că omul ăla s-a îmbolnăvit de o boală terminală, în trei săptămâni a fost în pământ. La mormântarea lui erau reprezentați de la toate băncile, se uitau să vadă ce pot recupera, că nu știau unde o băgat omul ăsta banii. Știa care o firmă, dar nu-i suficient. Banii trebuie scoși de undeva. Mai avea casă, mai avea mașini, toate erau evoluate numai din privire, așa. Toți erau pe acolo. Nevastă-sa și copiii lui plângeau la căpătării lui. Dar toți ăștia erau să rezolve o altă problemă. Știți de ce? Pentru că dacă faci anumite afaceri sau împrumuți anumiți bani și a trebui să pleci acum, pe lângă trauma pe care o trăiește soția sau soțul sau copiii, mai trăiesc și trauma asta că toată viața îți datori cu bani pe care i-ai împrumutat tu și i-ai dat la prieteni și ea după ce ai murit, tu nu-ți prezintă, spui, băi, trebuie să-ți dau 15.000 de euro. Doamnă, care ai rămas văduvă, mi-o dat soțul tău, uite dacă vrei mai pun. Nu, o uitat, dacă nu există acte, o uitat tot să le și șterge memoria la viteză. Și problema este să pune, ai lăsat lucrurile rânduială? Că am întâlnit și situații de genul acesta. De aceea e bine între soț și soție să existe transparență. De ce e bine de discutat lucrurile acestea? Se poate întâmpla la un moment dat să uiți anumite lucruri. Am întâlnit oameni care nu au avut mari probleme, dar au avut o, o uitare, o amnează, așa, nu, nu mai știau efectiv să, 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 să știe cine e să sau cine e lângă ei. La unii le-au trecut, la alții nu le-au trecut. Dar problema este ce lași în urma ta? Lași într-adevăr un loc în care familia ta, să aibă parte de îndurare și să poată să o ducă cu toată durerea mai departe, sau lași un loc în care, pe lângă durere, au de plătit niște datorii pe care nu le știu sau mai află și alte lucruri care nu sunt de bune. De aceea, e bine să lași lucrurile în Doamne ajută! Împreună cu soția am discutat deja de subiectele astea. Suntem deschiși, avem o anumită vârstă și, uitați-vă, Ezechia a trăit până la 59 de ani. Un împărat bun. El trebuia să plece la 39, da? Sau la 54, da, mulțumesc. La 54 de ani aplicat. Ei, o vârstă destul de tânără considerat din punctul nostru de vedere. La 39 s-a îmbolnăvit, dar la 54 a trebuit să plece. Nu e o vârstă la care să nu te gândești la, la veșnicie. Ba e o vârstă la care Trebuie să-ți pui lucrurile rânduială și să cauți să mergi pe drumul acela. Să ai cel puțin în proiect lucrul acesta. Știți cât de mult face educația în familie? Când discutați cu copiii, mai copii, la vremea potrivită, noi o să vă prezentăm ceea ce avem, ce am reușit, o parte va aparține vouă, o parte aparține văduvei, orfanului, o parte aparține lucrării lui Dumnezeu, dar ceia voastre vă vom da, în funcție de ascultarea voastră, de ceea ce considerăm noi, dar le vom așeza pe toate, să fie bune și spre slava Domnului. Și câtă vreme trăim, așteptăm și contestații La noi veniți! Nu vorbiți pe la vecini, nu vorbiți pe la cumnați, nu vorbiți pe la rude, noi trăim, veniți aici și vă explicăm fiecare bucățică de pământ, cum am cumpărat-o, cum am păstrat-o pentru voi, cât ați investit voi în ea și de ce vă dăm așa și de ce altfel. Pentru că vă spun, nu prea există contestații în domeniul ăsta. Pentru că uităm să facem asta, le dăm o povară copiilor noștri. Să vă spun de familii bune pe care le cunosc și la care părinții proroci, la care părinții păstori, la care părinții slujitori, cu o lumină și că nu și-au făcut lucrul ăsta și după ce ei au plecat, copiii lor au stat numai prin tribunale? Copiii lor s-au vorbit de rău unul de altul? Toată mărturia părinților lor au fost uitată că s-au încrinșenat între ei pentru o bucată de gard, pentru o bucată de pământ, totul s-a terminat. Ce frumos era dacă părinții, pe lângă pocăință, puneau lucrurile în rânduial. Doamne ajută! Lui Dumnezeu îi pasă cum rămân lucrurile după noi. Și de aceea trebuie să fim foarte atenți la aspectul acesta. Știu că predicam într-o zi, într-o biserică de undeva din satul mare, și uh, am început să predic dintr-un subiect și Duhul Sfânt mi-a spus să vorbesc de subiectul ăsta. Până atunci era amin și lui, era așa un har în adunare. Când am vorbit, majoritatea erau frați mai în vârstă, așa, care erau bucuroși, fratele Virgilov și la dânșă și a mărit să fie de-o de Când le-am vorbit, de pus lucrurile rânduială, s-au lăsat liniște, de plină. De ce? Pentru că oamenii sunt de acord că familia e pocăită, e credincioasă, dar ei nu, nu se duc să-și rezolvi problema pe care o au de rezolvat. Primul lucru care contează este, lasă lucrurile rânduial. Al doilea lucru care contează în ochii lui Dumnezeu este, dacă știi să te rogi. Ezechia știe că nu are niciun sens să se vaide. Ezechia știe că nu are niciun sens să înșeapă un bojet și să-i spui lui Dumnezeu că el este împărat că el a făcut lucruri grozave, nu. Și a dat seama că Dumnezeu nu greșește când l-a trimis pe Isaia și când buba aia a venit și boala aia a venit pe ea. Dumnezeu nu greșește. Ezechia și-a dat seama că la momentul respectiv nu are sens să decreteze o zi de doliu național, poate în duplică pe Dumnezeu. Să decreteze o zi de în care toată națiunea să stea înaintea Domnului. Și Ezechia și-a dat seama că doar rugăciunea lui poate schimba ceva. Pentru foarte mulți credincioși rugăciunea păstorului e foarte importantă și nu e greșit. Pentru foarte mulți credincioși rugăciunea prorocului e foarte importantă. Chiar de aia trebuie să-i dăm telefon la două noapte, dacă se poate, el să scoale să roage pentru noi. Măi, dar tu te-ai rugat, eu nu mă rog, dar dumneavoastră le trebuie să te rogi, ești proroc, ești păstor, ești cruța cu un de lemn, bate drumul pe la mine. Frații mei, îi punem pe toți să roage mai puțin noi. Mai puțin noi. Ori nu-l oprește pe Isaia și spui, băi Isaia, eu și așa-s cu boala asta a mea, așa-s terminat și așa-s duc acum, te-ai venit și mi-ai mi spus acum, pune casa în rânduială că vei muri și nu vei mai trăi și mă leși aici pe mine. mi stai măcar și tu, măi, roagă-te, spune un amin la ceea și spun eu, spune, Doamne, ascultă-l, Doamne, ia aminte, strigă ți un aleluia, strigă ceva aici în mine, fă ceva. Nu, nu, îl lasă pe, pe Isaia să se ducă, pentru că ezechia de la 25 de ani până la vârsta de 39 de ani l-a urmat pe Domnul în tot ce a făcut și a avut nevoie de rugăciune. Niciodată nu poți fi puternic fără rugăciune. De aceea Ezechia lasă pe Isaia să ducă, se întoarce cu fața la perete și știe că acolo în camera aceea unde numai el, cu fața la perete, plângând, este un Dumnezeu care l-a ascultat din totdeauna și acum e din nou acolo. Iubiții mei, observați că de foarte multe ori nu dezvoltăm latura asta, chemăm întregi comunități să se roage pentru noi. Și ne place că ne vedem că se roagă câte 10 minute. Dacă e jumătate de oră, slăvit să fie Domnul. Dar întrebarea se pune, de când ai mai stat jumătate de oră înaintea Domnului singur? Singur. Plângând și spunându-i ceea ce ești. Stând înaintea Lui și spunându-i în cazul tău. Vorbind cu El cum vorbești cu un om. Chiar cu fața la perete, fără să mai fie nimeni între voi. De când n-ai mai făcut asta? De obicei ne place rugăciunea comună, când ne încurajăm unul la ceilalți. Este o formă, dar eu trebuie să am timp devoțional, timp de rugăciune, când stau în prezența Domnului, când vorbesc cu El, când îl ascult pe El, când îi spun în cazul meu, când îi spun problema mea. Ori Ezechia a știut lucrul ăsta, a cunoscut lucrul ăsta. Ezechia a avut momentul acela de rugăciune, care e un moment dificil, frații mei. Foarte mulți frați și surori, foarte mulți credincioși, creștini, își propun că atunci când sunt bolnăvesc de boala lui Ezechia sau când sunt într-o într situație de foarte grea, de descurajare, de primejdie, atunci își imaginează că au timp să facă rugăciuni din ale așa, cum să vă spun, înălțătoare, Dumnezeului Avram, Isaac și Iacob, în numele Domnului Isus Hristos. Ne imaginăm o rugăciune, ai o poți face când ești sănătos. ai o poți face când n-ai nicio treabă cu nimeni. Când efectiv, te simți foarte bine, ai libertatea să ridici mâinile, ai libertatea să spui, ai memorie, poți să faci o pauză în rugăciune și să iei din nou, să pleci mai departe. Dacă când ești cu analizele rele, când doctorii te pregătesc pentru operație, când tiri tirul ți pe contrasens, n-ai tu timp de Dumnezeu lui Avram, Isaac și Iacob. Atunci, rapid, trebuie să ai o rugăciune care se completeze pe cele din odăițe pe cele cu fața la perete. Doamne, ai milă. Atunci au sens, atunci au loc, atunci se împlinesc. Spunea foarte frumos psalmistul în psalmul 32, dumneavoastră ați mai auzit lucrul acesta, eu doar vă repet pentru întărirea dumneavoastră și totodată spune Sfânta Scriptură că David spune în versetul 6 din psalmul 32, de aceea Orice om e să se roage ție la vremea potrivită și chiar dacă s-ar vărsa pe mari, pe el nu-l vor atinge deloc. De ce? S-a rugat la vremea? Dar când e vremea potrivită? Pentru că foarte mulți oameni se roagă când plouă, nu când îi sănin, când plouă. Când începe a ploua, spune e bună ploaia. Când ploaia intră în casă și strică parchetul și îl umflă, doamne, ploaia e prea multă deja. Când ploaia intră în casă și strică la că deja s-a ridicat la parchet, deja începe omul, Doamne, oprește ploia. Când ploaia e în casă și strică aparatura electrocastică și e frigiderul pe sus, Doamne, oprește ploaia. Când ploaia deja e sub nas la el, strigă din cinci mai puternic, de bilete la învon, cu tare, Doamne. Ori Biblia vine și spune că omul evlavios se roagă la vremea, știți când e vremea potrivită? Când e sănin. Când e nîn. Când nu plouă deloc. Când copiii sunt sănătoși, când nevasta e sănătoasă, când zburd în împrejur unei mese încărcate, când totul e ok, tu vii la adunare, la slujba de rugăciune, îți ridici mâinile amândouă și începi să te rogi rugăciunile alea. Doamne, Dumnezeule, Tu care, toți ăștia din prejurul Tău, să uită că sunt cheie rugăciunea și Tu nu mai termin. Nu-i vremea potrivită de rugăciune. Doamne, ajută-mi! Te întreabă, ei, dar e bolnavă nevasta de Nu, e vremea potrivită de rugăciune. Dar am văzut că ai luat și copiii la rugăciune. E vremea potrivită de rugăciune. Că atunci când începe a ploua și când alții sunt ghesui la adunare și aduc aminte ca o adunare și aduc aminte ca o păstor și aduc aminte că la și buni, frață, în momentul ăla eu n-am inundații. De ce? M-am rugat la vremea potrivită. De aceea e bine, frații mei, să pricepem care e vremea potrivită. Doamne ajută! Un alt lucru pe care vreau să-l subliniez la rugăciune este ce pui în rugăciune respectivă. Ezechia n-a venit înaintea Domnului să-i promite ceva. Să-i spune, Doamne, dacă tu mă vindeci de data asta, eu nu o să lipsesc niciodată de la casa ta. Dacă tu mă vindeci de data asta, eu voi scoate din țară. E drept că i am mai lăsat așa. E drept că am mai tolerat așa. Am mai văzut eu minciuni. Ce s au mai făcut? Da, bine, zis că merge, merge. Important că eu sunt părat. Important că merg lucrurile așa. Dar dacă data asta tu mă scap, eu rezolv problema și cu minciunile lor și cu astartei, și cu nehuștan cu tăți. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Și-au dat seama că nu promisiunile îl vor îndupleca pe Dumnezeu acum, ci ceea ce a făcut până acum. Până acum. De aceea Ezechia spune, Doamne, aduți aminte. Aduți aminte când s-auzea ecou în adunare și când toți aveau treabă. Eu eram la rugăciune. Aduți aminte când toți spuneau, eu n-am timp să cânt în cor. Aduți aminte că eu îmi lăsam copiii la vremea respectivă cu cineva pe care plăteam ca să aibă grijă de copiii mei să stau la repetiții. Și dirijorul mă mai întorcea peste și mai stăteam jumătate de oră fără să știi că eu am copiii care stau cu cineva plătit. Plăteam încă jumătate de oră și aduți aminte că la timpul respectiv am cântat în cor și câteodată biserica nici nu spunea Domnul să vă binecuvinteze. Aduți aminte, pentru că asta contează. Aduți aminte că nimeni nu pleca la mormântare în satul cu tare. Eu îmi luam mașina și chiar câteodată trebuia să o spăl din noroi și câteodată trebuia să fac pene. Aduți aminte, pentru că lucrurile astea le aveți la dispoziția dumneavoastră acum. Într-o zi, într-o zi, Va trebui să stați înaintea Domnului și pe lângă Tată, în numele Domnului Isus. cea să mai spui rugăciunea respectivă? Pentru că contează cât ai strâns în contul tău. Spune cuvântul Domnului în Evrei, în capitolul 4, cu versetul 16, în felul următor: Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca la vremea potrivit, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Totdeauna când te prezinți la rugăciune, când te întorci cu fața la perete, totdeauna când intri în sala tronului Dumnezeu, prin rugăciune, prin adorare, prin închinare, prin mulțumire, totdeauna tu capeți acolo în durare și găsești har. Pentru că la vreme de nevoie vei fi ajutat în funcție de îndurarea și harul pe care le sunt. Foarte mulți oameni vor să aibă stocul altora de îndurare și de har, dar nu se roagă, dar nu slujesc, dar n-au râvnă, dar n-au nimic. Dar când apap bubele acelea care îi spune să termină totul, ar vrea să îi împrumute cineva din îndurarea și din harul strâns într-o marți seară ar vrea să-i împrumute cineva din îndurare și din harul strâns la o slujbă din mormântare la minus 25 de grade sau minus 20 sau la plus 30 de grade. Ar vrea să-i împrumute cineva. Dar toate alea tu le personal. Ori de câte ori te expui Evangheliei, ori de câte ori lași deoparte din timpul tău, ori de câte ori bagi mâna în buzunar și ajuți pe cineva, ori de câte ori trimiți un mesaj de încurajare, ori de câte ori faci ceva în numele Domnului, tu strângi har și îndurare și vei fi ajutat la vreme de nevoie. Doamne ajută, frații mei! Frații mei, primul lucru care contează este cum îți lași lucrurile după tine. Al doilea lucru care contează este, dacă știi, să te rogi. Fă exerciții, fă repetiții, mai stai cu fața la perete. Indic, mai plângeți înaintea Domnului. Sunteți chemați să vă amintiți. Suntem niște oameni binecuvântați. Chiar dacă suntem la o slujbă de mormântare, ne mormântăm morții în liniște. Nu suntem tare de parte din linia frontului. Nu. Și nici noi nu suntem cei care am hotărât ca ei să fie pace și liniște, să auzim glasul mirilui și a miresei, sau să fim alături de cei ce își îngroapă morții. Nu noi am decis asta. A decis un Dumnezeu care a pus sânge la granița țării noastre. Oare câți dintre noi ne unim în rugăciune? Parcă avem abonament la pace. Parcă avem abonament la liniște. Dar oare suntem pregătiți să-i mulțumim lui Dumnezeu? Să ne unim mai mult? Să rămânem în prezența Lui și să-i glorificăm numele? Oribiții mei, ultimul lucru pe care vreau să-l subliniez. Dacă Dumnezeu îți mai dă zile, ce faci cu ele? Că multora dintre noi Dumnezeu ne-a dăruit zile. Lui Ezechia i-a mai dăruit 15 ani. Ce faci cu el? Ne spune Sfânta Scriptură, cum v-am spus deja, că un trimis a acestei împărății a Babilonului, care va fi o împărăție mai puternică decât a sirienilor, care va veni după ei, a trimis oameni și mesageri să vadă cum s-a vindecat Ezechia de boala aceea terminală. Și ăștia au venit cu cadouri acolo. Spune Sfânta Scriptură că Ezechia i-a văzut și apoi ne-am fi așteptat ca Ezechia să le prezinte cântările Domnului. Ne-am fi așteptat ca Izechia să le vorbească de Dumnezeul Evreilor. Ne-am fi așteptat ca Izechia să le arate patul unde s-a întors cu fața la perete și unde i-a spus Domnului următoarea rugăciune. Ne-am fi așteptat ca Ezechia să-l cheme pe Isaia, fiul lui Amoț. Și se spune, avem proroci. Și prorocul mi-a spus așa, după care Dumnezeu la care m-am rugat eu, l-a trimis înapoi și mi-a spus așa, uite, asta e turta de stafii, de care am pus-o pe mine și Dumnezeu este Cel ce m-a vindecat. Dar, dincolo de turtă, dincolo de Isaia, Dumnezeu este Cel ce dă vindecarea. Era foarte frumos dacă era scenariul ăsta. De fapt, de asta Dumnezeu l-a mai lăsat să prezinte scenariul ăsta. Ascultați acum ce spune Sfânta Scriptură. Doi împărați capitolul 20 versetul 12. În același timp Berodag Baladan, fiul lui Baladan, băratul Babilonului, a trimis o schisoare lui Ezechia căci auzise de boala lui Ezechia. Ezechia a ascultat pe sol. Și atenție, și le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul și aurul, mirodenile și unde lemnul cel scump, casa lui cu arme și tot ce se afla în visteriile lui. N-a fost nimic pe care să nu-l fi arătat Ezechia în casa lui și în toate moșiile lui. Băi, dar de ăștia au bătut ăsta drumul? Nu au mai văzut ăștia arme, aur, arzin, moșii, pământuri, intabulate sau nu? La asta au bătut drumul. Ei au venit pentru că tu ai fost bolnav și ești însănătoșat, mai. Cum? Nu, no, nu, no. să vă prezint aurul, că avem și noi, suntem și noi, oameni culți, domn. Suntem oameni pregătiți, avem și noi ceva școli, avem și noi ceva pregătiri. Suntem totuși, nu suntem oricine. E adevărat că Dumnezeu lucra, da, să vă prezentăm și ce avem noi. Și foarte interesant că după ce ăștia văd tot ce au văzut acolo, vine Isaia și spune în versetul 14. Prorocul Isaia a venit în urmă la împăratul Ezechia și a zis, ce au zis oamenii aceștia și de unde au venit la tine? Ezechia a răspuns, au venit dintr-o țară depărtată, din Babilon. Isaia a mai zis, ce au văzut în casa ta? Ezechia a răspuns, au văzut tot ce este în casa mea. N-a fost nimic din visteriile mele care să nu-l fie arătat. Atunci Isaia a zis lui Ezechia, ascultă cuvântul Domnului. Iată vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta. Și ce-au strâns părinții tăi până în ziua de astăzi. Nu va rămâne nimic. Ce bine era dacă Ezechia prezenta Scripturile. Ce bine era dacă Ezechia prezenta cântările Domnului. Ce bine dacă Ezechia a prezentat Dumnezeului Israel care vindecă și mântuiește. Veneau ăștia și ia de aici totul să ducă la ei. Dar ei au venit să ia numai ce le-a fost arătat, frații mei. Când intă prietenul tău în casa ta, ce-i arăți? Că după aia vine. Și dacă nu poate veni, cel puțin jânduiește. Dacă nu poate veni după Mercedesul tău și el puțin jânduiește după ea. Dacă nu poate veni după casa ta și el puțin jânduiește după ea. S-a întâmplat atâtea în istorie că anumiți oameni, nu pe baza pregătirii lor, ci pe baza credinței, au fost scoși în afara legii și toate bunurile lor au fost confiscate. Știți că ne au venit primii să ocupi casele lor și să le ia bunurile? Exact, oamenii care erau de casa lor. Nu i contest faptul că poți locui într-o casă unde să ai gresii, faianță, unde să ai confort. Dacă îmi vine cineva, mai audiocântare acolo? Mai vorbiți de Domnul acolo? Mai vorbiți de minunile Domnului? Când te întreabă cineva, uite ce mașină frumoasă ai tu, băi, să e un hâr de mașină, apar altele, deja e depășit. E important Domnul care bine binecuvintează, care dă sănătate, care îi dă har, care ne dă îndurare și cu noi. Uita și casă frumoasă, lasă o casă, băi, ține acoperiș, dacă vine un cutremur să duci și casa mea și dacă îi zbucnește e război, doar vine o mică rachetă de aia și dintr-o dată e o grămadă de amoluzi. Atât tot. E important că noi ne înțelegem bine și că Dumnezeu ne păzește. E aceea când Manase a ajuns împărat. Spune Scriptura, versetul 2, capitolul 21. El, a făcut ce este rău înaintea Domnului. După urăciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor Israel, el a zidit din nou înălțimile pe care le dărămase tatăl său Ezechia. A ridicat altare lui Baal, a făcut un idol al Astartei, cum făcuse Ahab. Tot ce-o dărămat tatăl său, el a zidit. De ce? Pentru că Ezechia n-a investit în generația care vine. Cu noi se încheie tot. Frații mei, dacă îți mai dă Dumnezeu zile, ai primit ceva de la Domnul. Că de aia ești în adunare aici. Ai primit o valoare. Ai transmis-o cuiva? Copiii tăi știu de asta? Te-au văzut umblând în căile Domnului? Te-au văzut trăind Evanghelia? Te-au văzut rugându-te? te-au văzut postind, ei luat de mână să mergi în casa văduvii și a orfanului, ei luat de mână să mergi în casa celui care a avut accident și are nevoie de încurajare să-l vezi cum vine înapoi, ei luat, ei învățat cu lucrările Domnului, ei învățat să caute fața Domnului cu fața spre perete ei, pentru că de asta te chema Dumnezeu. Ai o anumită valoare, cu ei transmis-o? Că poți să apară în flătura aceea, dar dacă tu ai pregătit oameni mai departe, cu cât ai avut, cu cât ai știut, oamenii aceia va ridica Dumnezeu mai departe, pentru că tu le-ai dat ce ai știut. Observ foarte mulți oameni astăzi, care efectiv nu mai investesc în generația de mâine. Și Dumnezeu continuă să ne vorbească că copiii noștri nu vor fi deja. Continuă să spună că vă face treziri prin tineret. Și câteodată mă uit la frați mai în vârstă, când Duhul Sfânt coboară peste adolescenți la anumite slujbe obișnuite în biserică, și spun, frate, oprește -i. oprește -i. Cum adică să vorbească el în limbi la o slujbă obișnuită? Păi, dar le-ați dat voi? Nu, nu, trebuie să opriți. Păi, dar cine le-a dat Duhul Sfânt la slujbă obișnuită? A, noi îi trimitem de la 14 ani, la 13 ani, băi, nu aveți voi, nu intrați, nu slujiți, nu aveți voi nicăieri. Și ca atare, se duc undeva, se duc pe un site, merg într-o parte, când la 18 ani să-i botez, dacă trebuie să iei scocezești primată, primată trebuie să vezi ce au pistoc. stoc, primată trebuie să vezi ce legăminte au făcute cu demonii sau cu îngeri luciferici, ca să-i poți avea. Dar ce ați făcut până acum? Păi umple Duhul Sfânt dinainte, slăvit să fie Domnul. Să steai pe lângă adunare, dar noi nu, nu domnule, nu, nu ai voi, nu ai voi. De aceea mă rog la momentul actual, la provocările care sunt, uitați-vă dacă sunteți sinceri, noi când am fost ca ei, n-am avut provocările lor. La momentul actual, diavolul vor să intre în ei de la 11 ani. Și sunt copii sataniști de la 11 ani. De multe ori și din mediile Sunt. Posedați. Ori la momentul actual, care e răspunsul bisericii? Slăvit să fie Domnul, cât trăim noi. Să fie pace și liniște. Fratele, taci în gură. lasă așa. Mergem așa în continuare. Dar segmentul ăsta nu poate fi acoperit? Nu sunt bărbați și femei dintre noi care să se ridice în numele Domnului și să aducă în poporul lui Dumnezeu învățătură, putere, să folosească poruncile Domnului, să folosească cuvântul Domnului, să folosim descoperirile care vin de la Domnul. Oribiții mei, Ezechia, n știut să investească în generația care vine. Ca atare s-a ridicat Manase și timp de 55 de ani a fost pe tron și a fost un împărat rău, pentru că Ezechia nu și-a făcut treaba. Frații mei, noi trăim astăzi. Și e foarte important să ne uităm că atunci când Dumnezeu se uită la noi, nu se uită la cine programăm noi pentru mormântarea noastră. Vor fi foarte mulți oameni. Au murit fratele Virgil Neagu, toți îmbrăcați în negru, toți predicatorii vorbesc mai puțin de Isus, numai de El, cum e la modă, la momentul actual. Coroane, pisti coroane, dacă s-ar putea face alaiuri, să oprească pisti tot, Dumnezeu spune, nu dau doi bani pe asta. Ți-ai lăsat lucrurile rânduială în casa ta? Ți-ai lăsat lucrurile în rânduială cu finanțele tale și cu bunurile cu care te-am binecuvântat? Apoi, ai fost un om a rugăciunii și ai transmis rugăciunea mai departe? E învățat pe cei de lângă tine să depindă de un Dumnezeu etern, nu de Isaia, nu de păstor, nu de proroci, nu de adunare, ci cu fața la perete, te-ai întâlnit cu Dumnezeu și Dumnezeu ți-a dat izbândă. Ai învățat lucrurile astea? Și apoi, ce ai lăsat în urma ta? Te-am învățat muzică, s ridicat oameni care știu muzică? Te-am învățat daruri spirituale și predicare? s ridicat oameni care predică cel puțin ca tine? Te-am învățat să cărmuiești Ai ridicat oameni care cărmuiesc? Te-am învățat anumite adevăruri? Ai ridicat pe cineva să facă lucrurile acestea? De foarte multe ori. Vocea lui Ezechia se aude și astăzi în mintea noastră. Domnul e bun. Cel puțin va fi liniște și pace cât trăiesc eu. Frații mei. Ăsta e mesajul Domnului pentru mine, în primul rând. După asta mă ghidez. De asta, frații de la Dumnezeu, de exemplu, acum vorbesc, frate, am înțeles că vrei să te Nu că vreau să mă retrag. Vreau să găsim împreună oameni care se ducă biserica mai departe. Doamne ajută! Nu aștept să ajung la 80 de ani, să mă vedeți voi în adunare, că nu mai pot duce la cina Domnului și atunci să vă gândiți, să-mi dați ideea. Nu! Eu trebuie să mă gândesc de pe acum. Și nu mă supăr când Dumnezeu ridică oameni mai buni, mai pregătiți, mai calificați, pentru că cum m-au ajutat pe mine alții, ajut și eu pe alții. Doamne ajută! În toate domeniile să face la fel. Să ne ajute Domnul să învățăm ce trebuie pentru gloria Lui. Amin.